renunțat la patos. Deci când construiești un anticanon al discursului acesta, el trebuie să evite capcana în care a căzut Cioran, până acum se ține bine. Cioran a căzut în această capcană constituind un naționalism pedos, nu? A rebours sau invers, care însă continua să mizeze pe unicitatea noastră sau pe, de exemplu, când spune că noi suntem specialiști în eșec și mari maestri ai catastrofei, el ne singularizează. Chestiunea este când se va adăuga la treaba asta mai mult relativism. Deci, domnul Horia Roman Patapievici. Ai observat foarte bine, Sorin Antohi, că Cioran a construit o esență a rebur în răspăr a vulgatei bunului român, ajungând să comită același tip de eroare pe care l-au comis la noi oamenii foarte stimabili care s-au pronunțat asupra specificului național. Acei oameni foarte stimabili din cultura noastră au inventat din cap până în picioare o esență atemporală a românității pe care au identificat-o cu țăranul și la care privirile nostalgice se întorceau în permanență, la satul tradițional, la modul de a fi al țăranului în cosmos, etc. Iar Cioran a inventat o esență bazată pe eșec, anume pe nemulțumirile pe care el însuși le avea față de această vulgata a bunului român. Sunt două esențe simetrice, un contradiscurs național la Cioran, axat pe ideea de valoare a eșecului, de nulitate a oricărei încercări de a realiza ceva pozitiv. Occidentalii, vedeți, au realizat ceva pozitiv, românii n-au realizat, dar în fond toate sunt deopotrivă, pentru că toate stau sub semnul eșecului. Este eșecul care constă în a eșua, și ăsta este al esenței românești, și eșecul care constă în a nu eșua, care este esența occidentală. M-a întrebat Sorin Antohi când am să renunț la patos, observând foarte bine că eu am o relație de iubire înșelată cu poporul meu, pentru că eu însumi sunt un apostat, așa spunând. Eu am crezut cu fermitate până prin 84-85 în valoarea de conținut a mesajelor conținute în câteva cărți extraordinare ale neamului nostru, care continuă să fie estimabile chiar și când valoarea lor de adevăr a încetat să mai funcționeze. Mă refer la spațiul mioritic al lui Lucian Blaga, la unduirea și moartea lui Dan Bota, la dimensiunea românească a existenței a lui Mircea Vulcănescu și la toată secțiunea legată de chestiunea românească din opera lui Constantin Noica. Eu am crezut că noi, împotriva lui Ceaușescu, prin aceste texte ne salvăm și nu atât prin cultură, cum s-a spus, adică prin faptul că aceste texte sunt valoroase, ci prin faptul că lucrul la care trimit aceste texte, esența despre care le vorbesc, este adevărată, lucrează în noi și este nepieritoare. În 84-85 am suferit un șoc văzând că România se ticăloșește și se înjosește din ce în ce mai mult și că nu are resurse să răspundă agresiunii la care o supunea Nicolae Ceaușescu și întregul regim. Vedeam cum în familia mea, bunăoară, tot ceea ce ținea de recuperarea memoriei față de anii sinistri 50 era refulat și acest tip de discurs nu trebuia să ajungă la suprafață. Familia mea din partea mamei, familie de țărani, tata mare a luptat în primul război mondial, a fost împroprietărit atunci, este un om care a fost taxat drept chiabur când au venit comuniștii la putere și a făcut pușcărie pentru că este chiabur, denunțat ca legionar, el era național țărănist, dar denunțat ca legionar, un fals, de către un văr de-al lui. Deci toată drama României a fost trăită în familia mea. E bine, familia mea a refuzat de la un anumit moment să admită că aceasta este o dramă colectivă importantă, mulțumindu-se să se plieze secolului, cum spun textele religioase. Adică admițând că da, la Ceaușescu nu există alternativă, mergem cu el pentru că în fond și el este un fel de patriot și că ne salvăm așa mutilați cum ne-au făcut comuniștii. E bine, acest tip de discurs mi s-a părut, care alia, remarcați, vulgata bunului român, justificările ei, cu un colaboraționism ieftin de natură politică, acest tip de alianță mi-a arătat mie că este ceva putred în acest mod de a privi chestiunile legate de esența națională. Și eu am trecut printr-un proces de adâncă prefacere sufletească care a fost foarte dureros și căruia îi se datorează ceea ce tu, Sorin Antohi, ai remarcat că este patosul textului meu. Ei bine, voi renunța la acest patos în momentul în care voi vedea primele semne de însănătoșire ale neamului meu. Adică în momentul în care ceea ce depozitarul adevărului public, care este opinia publică astăzi, va începe să-și dea seama că noi am trăit o traumă istorică profundă, că ea trebuie asumată și că caricaturile care fac ițele politice astăzi nu fac și destinul României în sens tare. Domnule Horia Patapievici, uitați-vă, dumneavoastră în această lucrare aveți câteva capitole sau câteva articole pe care le-ați publicat, cine suntem, înapoi la chestiunea specificului național, și ar fi suficient ca să stabilim un punct de referință și de fixare în pagină. Dar adenda cuprinde disputa canonică Orient versus Occident.
Care sunt parametrii în care situați analiza dumneavoastră politică? Pentru că această carte nu este altceva în totul decât o analiză politică pe niște lucruri concrete pornind de la realitatea cea mai fierbinte. Da, cea mai cotidiană. Sorin Antochi a remarcat foarte bine că este o încercare de a radiografia fenomenul social și politic românesc post-decembrist din perspectiva 1. A faptului că vulgata bunului român nu ne ajută să mergem mai departe și 2. A unui număr minimal de opțiuni teoretice prealabile. Pentru mine, aceste opțiuni teoretice prealabile sunt, cum bine a spus Sorin Antochi, adeziunea la ceea ce se cheamă în literatura politologică liberalismul clasic al secolului al XIX-lea. Adică, pe scurt spus, este vorba de valoarea pe care eu o acord individualității, spontaneității creatoare a individului, libertății ca factor de creație socială și a cerințelor ca statul să nu impieteze, ci, dimpotrivă, să favorizeze schimbul liber pe o piață necontrolată de nimeni a bunurilor simbolice sau a bunurilor materiale între indivizi. Cu alte cuvinte, este vorba de cerința de piață liberă și independentă de orice ingerințe ale oricui ar fi, fie ei frații Păunescu, mari capitaliști monopoliști în România de astăzi, fie el statul care are interese să păstreze o proprietate socialistă, quasi-socialistă asupra marilor unități industriale. Deci existența unei piețe libere și independentă de acești controlori stricători de lucruri și principiul individualității creatoare, ceea ce înseamnă libertate maximă acordată inițiativelor individuale. Astea sunt opțiunile minimale cu care am radiografiat fenomenul politic românesc. Și radiografindu-l am văzut că e prost. Este prost pentru că el continuă deprinderi vechi, servile, clientelare din vechiul regim, favorizează o clientelă politică care este acum formată din mari capitaliști monopoliști și care nu e nimic rău să fii capitalist și să ai foarte mulți bani. Este rău însă când tu ai intenția, cu ajutorul puterii statului, care trebuie să fie o putere publică, socială, în interesul societății. Deci este rău atunci când ești un capitalist care folosește puterea extraordinară a statului pentru a realiza el profituri personale. Este cazul fraților Păunești, în mod evident, și a multor altora care nu este atât de la iveală ca aceștia, dar care deja au monopolizat pe Moldova toate construcțiile. În zona de sud a vechii țări românești, toate construcțiile sunt alocate altcuiva. Neferoasele, în principiu, sunt monopolizate de o figură care a plecat din armată și era cu piciorul în ghips pe vremuri. Deci e o situație dramatică în care un număr de clienți ai puterii, cu ajutorul puterii extraordinare a statului, controlează astăzi totul. Deci în condițiile astea nu există piață liberă și unde nu există piață liberă nu există nici acel tip de personalitate publică pe care proprietatea privată și piața liberă o exprimă. Adică cea prin care se poate exprima inițiativa individuală. Cu alte cuvinte, în România de astăzi, foarte puțini români participă la beneficiile capitalismului, însă toți suportă defectele acestui mariaj perfect nefast între o mână de capitaliști monopoliști și un stat care se încăpățâneze să controleze totul în favoarea acestor capitaliști. Domnule Horia Patapievici, în sintagma aceea binecunoscută cultură și civilizație, știm ce este cultura, ce este civilizația, sigur că putem să aplicăm acest concept dual la realitatea din România. Analiza dumneavoastră este analiza unui intelectual de o luciditate extraordinară. Ce se întâmplă cu cultura, ce se întâmplă cu civilizația, pentru că suntem exact unde a spus dumneavoastră în această carte. Fiecare pagină, fiecare paragraf sfârie. Asta este adevărat. În fața poporului nostru, și prefer să nu folosesc cuvântul popor, ci acela de națiune, de societate închegată, deci în fața societății românești astăzi, stă următoarea sarcină majoră. Noi,